stufat de porc. Pentru alte rețete, vizitați site-ul nostru rețeta-video.ro sau pagina de Facebook. Ingrediente pentru stufat de porc: 1 kg de pulpă de porc, spălată și bine ștearsă, 3 legături de ceapă verde, curățată și spălată, 3 legături de usturoi verde, curățat și spălat, 300 de ml de suc de roșii, 3 linguri de ulei, sare, piper măcinat, o legătură de verdeață spălată. Iată o scurtă recapitulare a tuturor ingredientelor. Mod de preparare pentru stufat de porc. Tăiem carnea în cubulețe. Tăiem ceapa în bucăți de aproximativ 3 cm. Tăiem usturoiul în bucăți tot de aproximativ 3 cm. Tocăm mărunt verdeața. Pregătim aragazul și o cratiță potrivită și pentru cuptor, în care punem uleiul. Adăugăm bucățile de carne de porc. Amestecăm și prăjim carnea până când începe să se rumenească. Apoi o scoatem din cratiță. În uleiul în care am prăjit carnea, adăugăm ceapa. Punem usturoiul, amestecăm și călim. Până când ceapa și usturoiul devin moi. Între timp, încălzim cuptorul. Adăugăm în cratiță sucul de roșii, amestecăm și lăsăm preparatul să dea 2-3 clocote. Punem în cratiță și carnea prăjită, condimentăm cu sare și piper, amestecăm și lăsăm stufatul să fiarbă timp de 3 minute. Introducem apoi cratița în cuptorul încălzit pentru 30-35 de minute. Scoatem cratița din cuptor când sosul a scăzut și carnea este moale. Presărăm deasupra verdeața tocată și servim cald cu orez sau cu piure de cartofi și salată verde. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru stufat de porc. Poftă bună!